ești tânăr, mulți oameni vor încerca să-ți influențeze existența. Ei vă vor da sfaturi sau îndrumări în speranța că veți avea un rezultat mai bun în viață. Cu toate acestea, bunele lor intenții vă pot face să dezvoltați așteptări mari și să suferiți dezamăgiri. Drept urmare, cu toții presupunem cum ar trebui să se desfășoare viața noastră. Te întrebi, compari și ai așteptări de la tine însuți pentru că așa ai înțeles tu și aproape toți cei de pe pământ progresul și succesul. Cu toții comparăm casele, mașinile, salariile și educația, crezând că aceste lucruri adaugă valoare vieții cuiva. Te străduiești, plănuiești și te lupți pentru a obține aceste lucruri doar pentru a învăța pe propria piele că nimic în această viață nu iese exact așa cum a fost planificat. Imprevizibilitatea vieții ne frustrează și ne epuizează, ne face să ne simțim mici și neajutorați. Așadar, în caz că ai uitat, ești mai mult decât aceste lucruri banale. Astăzi, am ales să facem o listă cu sfaturi pe care noi, cei de la Laboratorul de Motivație, ne-am fi dorit să le fi auzit și învățat mai devreme. Sfatul numărul 1. Ești mai mult decât realizările tale cuantificabile. Cu toții interpretăm realizările de forma notelor bune și a premiilor ca pe un semn de succes și progres și nu este greșit să facem asta. Ele măsoară, într-un mod microscopic, progresul, dar ele nu vă măsoară valoarea. Diplomele, laudele și alte forme cuantificabile de progres nu sunt pronosticuri exacte ale valorii tale. Prin urmare, nu-i priviți de sus pe alții din cauza educației lor sau a lipsei acesteia. Inteligența este variată și are multe forme. Sfatul numărul 2. Dezvoltă-ți cunoștințele financiare de la o vârstă fragedă. Viața petrecută în unitățile de învățământ reprezintă un mediu selectiv în care veți învăța lucruri care sunt aplicabile doar în cadrul acelui mediu. Cu toate acestea, nu folosiți acest lucru ca pe o scuză pentru a vă neglija temele școlare. Dintre materiile pe care le învățați la școală, cele pe care se va pune cel mai mult accent vor fi gramatica, cunoștințele matematice și abilitățile sociale. Toate celelalte depind de profilul unității de învățământ la care ești înscris. Dar pentru a funcționa ca ființă umană în această societate, veți avea nevoie de mai mult decât de gramatică și matematică. O mică atenționare. Nu încercăm să denigrăm educația. Educația este importantă, minunată și deschide noi universuri de cunoștințe. Dar va trebui să învățați cum să plătiți impozite și cum să creați și să păstrați un buget. Aceste lucruri nu sunt predate în școli. Așadar, învățați cum să vă gestionați finanțele de la o vârstă fragedă. Vă va ajuta să economisiți timp și bani pe viitor. Sfatul numărul 3. Prețuiește-ți timpul. De câte ori vorbim despre timp, vă spunem același lucru. Învățați să îl prețuiți. Timpul este o comoară neprețuită, deoarece este ceva ce nu veți mai recupera niciodată. Am auzit doar pe cineva spunând că, indiferent cât de mult ține cineva la tine, acea persoană nu va ține sau nu va prețui timpul tău mai mult decât tine. Într-un fel, este adevărat. Nu așteptați momentul potrivit pentru ceva, pentru că acel moment potrivit nu va veni. Fii prudent și înțelept cu această resursă limitată și, de asemenea, prețuiește timpul pe care ceilalți îl petrec cu tine. Sfatul numărul 4. Încă un sfat despre timp. André Duchilz a spus odată: înconjoară-te de oameni ai căror ochi se aprind când te văd venind. Faceți așa. Viața este prea scurtă pentru a o cheltui pe relații proaste, pe prieteni falși, pe poze de pe Instagram sau alături de oameni care nu își prețuiesc timpul și efortul. Sfatul numărul 5. Învață să ai limite. În relații, spațiul este crucial. Relațiile cer să investești timp și efort pentru a le menține, dar trebuie să înveți și când să acorzi spațiu cuiva. O lipsă de limite în această direcție înseamnă o relație de codependență. Cu toate acestea, limitele nu sunt doar pentru a-i proteja pe ceilalți. Ele te protejează și pe tine. Limitele dau tonul pentru modul în care ceilalți ar trebui să vă abordeze și să vă trateze. Sfatul numărul 6. Colorează în afara liniilor. La grădiniță, ora de desen a fost ora mea preferată. Sunt sigur că a fost și a altora. Primeai o foaie albă de hârtie și o cutie cu marcăre și creioane colorate. Erai liber să desenezi și să pictezi orice dorei. Cu toate acestea, undeva pe parcurs, am învățat că a colora în interiorul liniilor era mai bine.
viața este plină de decizii. Aplicăm decizii universale, predefinite, la regulile care ne guvernează viața socială, politică și economică. Ca urmare, mulți dintre noi nu ne asumăm riscuri. Mulți oameni preferă să rămână într-o situație cu care se simt familiarizați pentru că se încadrează în liniile delimitatoare, decât să riște să intre în ceva nou. Acesta este motivul pentru care mulți oameni ajung să se simtă neîmpliniți și plini de regrete. Așadar, asumați-vă riscuri. Asumați-vă riscuri calculate și încercați să nu aveți regrete. Sfatul numărul 7. Subînțelesul. Toți scriitorii știu că 90% din dialogul scris este subînțeles sau lucrurile lăsate nespuse. Subînțelesul există în limbajul corpului, în priviri și în cuvintele pe care o persoană le omite. Pentru a învăța cum să vorbești cu ceilalți, este obligatoriu să înveți arta subînțelesului. Prin urmare, într-o conversație, asigurați-vă că ascultați în mod activ și atent ceea ce spune cealaltă persoană. Aceasta implică empatie și dorința de a înțelege pe cineva. Așadar, ascultați, fiți atenți și puneți în practică ceea ce ați învățat despre cineva. Sfatul numărul 8. Roma nu a fost construită într-o zi. Încet este cel mai rapid mod de a ajunge acolo unde îți dorești să ajungi, a spus André Duchild. În ultima vreme, din ce în ce mai mulți oameni au impresia că există o scurtătură magică spre succes, un traseu prin care ai putea sări peste toate eșecurile, dezamăgirile și eforturile. Dar acel drum nu există. Dacă ar exista, am fi cu toții de succes bogați sau faimoși și cu toții ne-am plictisit destul de repede de acest stil de viață. Pentru a fi ușor, am fost învățați să facem lucrurile treptat și să ne asigurăm că totul merge conform planului pentru a evita eșecul. Dar este aceasta o viață adevărată? Să trăim în cutia pătrată a siguranței și confortului? Nu vă puteți trăi viața la mila opiniilor sau așteptărilor altora. Așadar, dacă ai un vis sau un obiectiv, du-te după el. Așteptați-vă la eșecuri, batjocură și respingere. Se va întâmpla. Știu că va fi dificil să accepți eșecul și respingerea. Dar, cu cât vă expuneți mai mult la ele, cu atât mai ușor de gestionat vor fi. Nu spun că veți deveni brusc neafectat de eșec sau respingere, dar veți învăța cum să vă gestionați mai bine reacțiile. Sfatul numărul 9. Ieșiți afară. Un ultim sfat mai avem. Ieșiți afară. Mulți dintre noi petrecem prea mult timp în fața unui ecran, încât am uitat cum este să stăm la umbra unui copac sau cum se simte nisipul sub picioarele noastre. Așadar, ieșiți afară. Reconectați-vă cu natura, pentru că natura este singurul lucru care are sens în această lume agitată și nebună. Vă mulțumim pentru atenție!